Microsoft a lansat oficial notebook-ul hibrid Surface Book 2. Compania afirmă că laptopul, care se transformă foarte ușor într-o tabletă cu tastatură, ar fi de două ori mai puternic decât cel mai nou MacBook Pro. Prețul este pe măsura tehnologiei între 1500 și 3300 de dolari, relatează gadgetreport.ro. Subțire, elegant, versatil și foarte puternic sunt principalele atribute cu care Microsoft își prezintă noul notebook high-end. Surface Book 2 vine în două versiuni, una cu un ecran Pixel Sense de 13.55 și o alta cu un display de 15 inch. Ambele se desprind de tastatură și pot fi pliate în formatele Tablet Mode Studio și View Mode. Display-urile au o rezoluție excelentă de 3240x2160 de pixeli și 267 de pixeli pe inch, ecranul fiind cu 45% mai bun din acest punct de vedere decât cel de pe MacBook Pro, principalul său concurent. Comparația cu gadgetul celor de la Apple nu se oprește aici. Surface Book 2 este echipat cu cele mai noi procesoare Intel de generația 8-a, până la 16 GB de RAM și grafica Nvidia GeForce GTX 1060. Microsoft afirmă că la nivel hardware, Surface Book 2 ar fi de până la 5 ori mai puternic decât primul Surface și de 2 ori mai performant față de cel mai nou MacBook Pro. Laptopul are o baterie cu autonomie remarcabilă de până la 17 ore și este echipat cu două porturi USB 3.1, un USB-C, un slot SD card și o mufă de căști de 3,5 mm. Laptopul include și un port special care permite atașarea Surface Dock, un gadget care aduce în plus două porturi mini-display, o mufă Gigabit 4 USB 3.0 și încă o ieșire audio. Surface Dock va fi disponibil separat la prețul de 199 de dolari. Surface Book 2 rulează cea mai nouă versiune Windows 10 și va fi disponibil de la prețul între 1499 de dolari pentru modelul de 13.55 cu procesorii 5 8 GB de RAM și spațiu de stocare de 256 de GB pe SSD. Versiunea de top cu 16 GB de RAM, Nvidia GeForce GTX 1050 și 1 TB SSD va costa 2999 de dolari. Modelul de 15 inch va avea prețul ce pornesc de la 2499 de dolari. Precomenzile pentru Surface Book 2 începe 9 noiembrie, iar primele gadgeturi vor ajunge la clienți pe 16 noiembrie. Microsoft a lansat și o serie de accesorii dedicate, printre care un mouse la 99 de dolari și un pen la același preț.